Mersul pe jos face piciorul frumos, dar ce trup zvelt ne face baletul. Cât de mult îi ajută acest tip de dans pe copii și cât de distractive pot fi cursurile, ne spune Oana Ioniță. Bună, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Dar ce bine sunteți, doamnă, de când nu v-am mai văzut! Wow. Mulțumesc! Cu cine ai venit astăzi la noi? Uite, am venit cu câteva balerine de la școala mea, de la Dance Planet. Ne-am pregătit și am zis să vă încântăm în această dimineață cu moment de balet. Sunteți foarte frumoase, bine ați venit. Spune-mi, te rog, Oana, de la ce vârstă pot copiii să meargă la balet? Lara, nu există, Lora, nu există o vârstă perfectă recomandată copiilor, ci în momentul în care ei au aptitudini, în momentul în care părintele vede că acasă copilul începe să danseze, să se miște în fața televizorului sau anumite filme sau desene animate, ăla este momentul oportun, atunci când ei își doresc cu adevărat, atunci când au intrat în colectivitate, când știu să socializeze, când sunt atenți la un curs și pot să învețe elementele de bază până la sfârșitul orei. Mi se pare foarte greu să fii balerină. Spune-mi, te rog, poate baletul înlocui alte forme de sport? Baletul e privit mai mult ca o formă artistică decât ca o formă sportivă, dar într-adevăr te ajută foarte mult la avea un corp armonios și știi că întotdeauna o balerină, cât și un balerin, au o anumită prestanță și postură. Da. Și nu mai ține și de o conduită și pe care baletul te ajută să o ai în timp. Un anumit respect față de profesor, față de meserie, față de tine însuți până la urmă. Spune-mi, te rog, e nevoie de un echipament special? Când vrei. Uite, asta este echipamentul meu de colonel, da, eu sunt șeful și ei sunt soldăței. La fetițe, evident că atunci când fetițele, micile balerine văd aceste tutiuri, sunt absolut fascinate. La sală vin în anumite corpuri de balet ca să modeleze mult mai frumos și noi să putem să vedem ca mișcările să fie executate cât mai corect într-un body de balet, la fel ca și la gimnastică de altfel. Mai târziu, fetițele se urcă pe poante, pentru că vârstă se urcă pe poante? Depinde foarte mult de musculatură, depinde de la ce vârstă au început, în jur de 10-12 ani, poate chiar și mai târziu. Dacă stau și mă gândesc la istoria baletului acum în 1796, când s-a urcat, balerine erau ținute de niște sfori, știi, ca să dea senzația de plutire și de levitație. Wow. Mai apoi, în 1832, a fost Maria Talioni, care a fost prima balerină care a dansat un spectacol întreg. Deci era foarte greu să-ți poți menține echilibru într-un singur deget, că practic balerinele stau în poante în degetul mare. Da, da, acum e totul mult mai ușor pentru că sunt o grămadă de poante și o grămadă încep de la, nu știu, 100 de euro o pereche de poante, dar ai nevoie de o forță specială și de-aia lucrează ele de mici. Să aibă echilibrul ăla și sunt fascinate de poante, de tutiuri, de tot ce înseamnă arta asta. Iar la băieți, pentru că nu trebuie să... La balet, se înscriu și băieți? Se înscriu și băieți și culmea e că băieții care fac balet ajung foarte departe. Cover nu este aici prezent, dar el știe despre ce este vorba, el are un băiat foarte talentat. Băieții care fac balet și care vor să meargă și au aptitudini și au un corp frumos, sunt înalți, sunt slabi, își doresc să facă, pentru că chiar dacă nu ai un corp perfect și îți dorești foarte mult să faci balet, poți să ajungi să fii chiar prim solist. Eu am în momentul de față am vreo 5 băieți pe care îi plac foarte mult, îmi place să lucrez cu băieții. Unul dintre ei este student la Balșoi, mai are un an și termină de la Moscova și sunt foarte mândră de ei. Mai am un băiat care a fost la Kiev, la Balet Academic Kiev. Deci fac performanță. Fac și sunt sigură că toți vor ajunge foarte sus. Mă bucur foarte tare pentru tot ceea ce îmi povestești aici. Nu o să vă mai rețin, chiar astăzi vreau să zic ceva foarte scurt. Până îmi dau drumul la discuție. Uite, astăzi avem, apropo de băieți, un invitat din Cuba la Dance Planet. Timp de 3 zile avem un workshop intensiv cu Maynard Miranda Fernandez. El e prim solist la Teatrul de Balet din Sibiu. Este excepțional, spune Mr. Pirouette. Se învârte, e fascinant, are niște sărituri și toți copiii sunt absolut fascinați de el. Și între 6 și 11 aprilie avem un festival, se numește Dance Motion și acolo avem o săptămână intensivă pentru tineri artiști, balerini și dansatori de la balet clasic, contemporan, gimnastică ritmică, tot felul de activități, un program în vacanță de dimineață până seara ca ei să nu stea degeaba în fața tabletei și să-și ocupe timpul cu ceva artistic și educativ.
Mulțumim foarte mult, felicitări Oana, mulțumim fetelor. Mulțumesc. Dar acum aș vrea să vă invit să ne și arătați câțiva pași de dans.